Emma Thompson este scenaristul și actorul născut la Londra pe 15 aprilie 1959. Înainte de a-și lua licența în engleză la Universitatea din Cambridge, Emma a jucat teatru timp de 3 ani în același oraș în care își făcea studiile. Thompson a intrat în istorie datorită faptului că reușea o performanță destul de rară. A câștigat concomitent Oscarul pentru rolul din Howard's End și pentru Sense and Sensibility. Scenariul ultimui anumit i-a adus un Golden Globe, un premiu BAFTA, o nominalizare la cea mai bună actriță, premiul Asociației de Film din New York și Los Angeles. Copleșită de emoție la decernarea Oscarului, actrița aprecia că mulți dintre cei prezenți la gală i-au influențat viața. Ladies and gentlemen, I really don't know how to thank the Academy. Not only for this, but also for this view. Because it's overwhelming to see so many faces who've entertained and influenced me and thrilled me all my life. Thank you so much! Din filmografia actriței mai fac parte o serie de filme importante pentru cariera sa, unii dintre cei mai redutabili actori ai Hollywoodului, fiindu-i parteneri în câteva producții cinematografice. Tot Emma Thompson este, pe lângă cele două Oscaruri câștigate, și deținătoarea unui al doilea premiu BAFTA pentru cea mai bună actriță în rolurile din filmele Tutti Frutti și Fortune on the Water.